أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cu voia lui Allah, astăzi vom vorbi despre Coranul cel Sfânt, dacă este cumva copia vreunei alte cărți sau izvorul Coranului, sursa Coranului. Înainte de a discuta despre acest subiect sau a intra în tema subiectului, aș vrea să fac o mică precizare, niște criterii generale, principii pe care trebuie să le pomenim, tocmai pentru că au o strânsă legătură cu subiectul nostru. În primul rând, ce este Coranul? Coranul este cuvântul lui Allah. Coranul este cuvântul lui Allah, trimis profetului Muhammad prin intermediul îngerului Jebrail. Pe scurt, așa o definiție generală. Deci Coranul este mesajul Creatorului, mesajul lui Dumnezeu, care l-a trimis pentru profetul Muhammad. Mesajul lui Allah, de fapt, este Islamul. De aceea am spus în nerepetate rânduri, Islamul nu este neapărat religia cu care a venit profetul Muhammad sau mesajul cu care a venit profetul Muhammad. Islamul este mesajul cu care au venit toți profeții, tocmai de aceea Coranul vorbește despre toți profeții că erau musulmani, că erau supuși lui Allah, pentru că musulman înseamnă un om supus lui Allah, supus lui Dumnezeu Creatorului. Automat, toți cei care i-au urmat pe profeți sunt musulmani. Un alt lucru, profetul Muhammad este unul dintre profeții lui Allah. Știm că există un foarte, alaikum salam, rahmetullah, este un foarte mare număr de profeți pe care Dumnezeu, Creatorul, i-a trimis către oameni să învețe mesajul său, iar dintre acești profeți, ultimul este profetul Muhammad, cel care a încheiat șirul înlănțuit al profeției. Iar mesajul său este ultimul mesaj pe care l-a trimis Dumnezeu către omenire. Asta e ceea ce credem noi musulmanii. Deci, Coranul este de la Dumnezeu, l-a trimis ca ultim mesaj pentru omenire, l-a trimis ultimului profet pe care l-a ales dintre oameni, iar în Coran a promis că această carte va fi păstrată. Dumnezeu, Allah, spune foarte clar într-un verset din Coran, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Într-adevăr, noi am coborât Coranul și noi îi vom fi păzitori și noi vom păzi, vom proteja acest Coran. Adică nu va fi denaturat așa cum s-a întâmplat cu celelalte mesaje. Nu se va pierde din mesajul său, nu va fi schimbat de mâna omului, nu va fi, știu eu, risipit, pierdut și așa mai departe. Aceasta este garanția pe care o avem de la Dumnezeu. Acum venim la tema noastră. Știind că Coranul este mesajul lui Allah, un ultim mesaj trimis către omenire, noi musulmanii avem datoria să credem că Allah, ales dintre oameni profeți, că le-a trimis acestor profeți cărți. În Coran se face referire la patru cărți principale. Cartea lui David, cartea lui Moise, Musa a.s., cartea lui Isa, Iisus, și cartea lui Muhammad, Coranul. Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra tuturor profeților menționați și nemenționați. Deci, avem datoria de a crede în patru cărți despre care Allah a vorbit foarte clar în Coran. Și mai vorbește în Coran despre pergamente sau pagini, suhuf. Suhufii Ibrahime wa Musa, paginile pe care le-a trimis lui Avram și lui Moise. În tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam face referire și la paginile pe care le-a primit Shit alaihi salam, adică Set, profetul Set, paginile pe care le-a primit Idris alaihi salam, Enoch, bineînțeles pergamentele care le-a primit și Musa și Isa alaihi salam și Ibrahim alaihi salam. Deci, avem datoria să credem în cărțile pe care le-a trimis oamenilor și în aceste pergamente, mesaje scrise, foi pe care le-au primit, cum a spus, acești profeți. Deci credința în cărți este unul dintre principiile de bază ale fiecărui
credincios, principiile în care trebuie să creadă. Deci credința în cărți și credința în profeți. De aceea noi, da, noi recunoaștem toți profeții. Nu ești într-adevăr drept credincios atât timp când nu crezi în cartea pe care a primit-o Moise, în cartea care a primit-o Iisus, în cartea care a primit-o David și așa mai departe. Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra tuturor. Acestea sunt principiile de bază ale credinței noastre. Pornind de aici, care este sursa Coranului? A spus că Coranul a fost trimis de Allah prin intermediul îngerului Jebrail, profetului Muhammed. Este cuvântul lui Allah. Este ultimul mesaj care l-a transmis către omenire, către oameni. Este ultimul contact pe care l-au avut oamenii cu cerul, cu Creatorul, cu Dumnezeu. Deci de acum încolo nu vor mai veni profeți, nu va mai veni un alt mesaj. Deci sursa Coranului este Allah. Pornind de la acest capitol. Acum venim și discutăm. Oare profetul Muhammed a luat Coranul de la Allah? Sau l-a copiat de la cineva? Sau l-a scris el, l-a inventat el? Și așa mai departe. Sunt multe îndoieli șubuhat în privința islamului, în privința sursei Coranului. Eu am specificat de la bun început că aceasta este credința noastră. Coranul este mesajul lui Allah transmis ultimului profet de-a lungul a 23 de ani. La vârsta de 40 de ani a fost ales ca profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, iar la vârsta de 63 de ani, când a părăsit această lume, Coranul s-a întregit. Deci nu a fost preluat drept o carte. Au venit un capitol, versete, 10 versete, 20 de versete, pe care profetul le-a memorat în primul rând, le-a adunat și le-a spus companiilor, puneți versetul acolo, puneți versetul ăsta acolo, versetul acolo. Astfel s-a întregit Coranul. Acum pornim de la premiza. De ce? Sau pornim de la îndoiala. Profetul a luat Coranul de la oamenii cărții. Adică de la creștini și evrei. În primul rând ne întoarcem în timpul profetului Muhammed. Nu putem să vorbim despre faptul că profetul Muhammed a copiat Coranul de la creștini și evrei atât timp cât nu trăim în mediul în care a trăit profetul. Unde a trăit profetul? Profetul a trăit în Mecca. Ce religie aveau meccanii? Ce religie era răspândită în Mecca și în peninsula arabă la modul general? Când ne uităm în viața profetului, vedem că în Mecca idolatria, politeismul era religia care era în putere. Iar celelalte religii, pur și simplu, aproape că nici nu există în Mecca. Mai ales când vorbim de creștinism, de exemplu, creștinism nu s-a bucurat de primire, de răspândire în Mecca. Nu erau. Cât creștini erau în Mecca? Dacă erau? Când ne uităm în viața profetului, studiem ce s-a scris despre viața profetului, despre profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vedem că nici nu se face referire de existența creștinilor în Mecca. Când mergem la Medina, profetul, bineînțeles, a trăit toată viața în Mecca. Perioada de revelație, de la 40 până la 63 de ani, deci perioada de 23 de ani, când a primit revelația, 10 i-a petrecut în Mecca, iar 13 i-a petrecut în Mecca, iar ceilalți 10, ultimii 10 ani din viața lui, i-a petrecut în Medina. Perioada care a petrecut-o în Mecca, în această perioadă nu erau creștini în Mecca. Chiar dacă erau foarte puțini. Noi ne amintim printre companionii profetului de Abu Suhaib al-Rumi. Abu Suhaib al-Rumi era de origine roman, care a fugit din Roma, a venit, s-a așezat acolo, era fierar. Care vom vedea că mai târziu a acceptat islamul. Și a emigrat împreună cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Medina. Un alt contact pe care l-a avut profetul cu creștinii sunt două călătorii pe care le-a avut profetul către Bilad al-Sham, către țările Levantului, adică Siria din ziua de azi. Prima călătorie a fost pe când era el copil, la vârsta de vreo 12 ani, și a doua călătorie a fost înainte să se căsătorească.
Deci între 20 și 25 de ani. În prima întâlnire pe care le-a avut cu acest călugăr, sunt contestate din punct de vedere al relatărilor că sunt slabe, că nu vreau să intru în detalii. Considerăm că aceste relatări sunt autentice și le dezbatem în acest cadru. În primul rând, prima călătorie care a avut-o profetul sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, vorbește călătoria profetului la vârsta de 12 ani, când l-a însoțit pe unchiul lui în călătoriile sale. Buhaira avea o mănăstire care era apropiată undeva de drumul care trecea, de drumul pe care treceau caravanele care veneau din Mecca și se duceau către Damasc. Tot timpul oamenii arabi treceau pe acolo, dar niciodată nu au intrat în contact cu acest călugăr și niciodată nu au fost invitați sau chemați sau să stea de vorbă cu el și așa mai departe. De aceea li s-a părut foarte ciudat faptul că au fost invitați de acest călugăr într-una dintre călătorii în care era și profetul Muhammed, au fost invitați de acest călugăr să servească masa împreună cu el. Bineînțeles că s-au mirat, era pentru prima dată când se întâmpla așa ceva, și au răspuns acestei chemări, s-au dus să mănânce la el, dar profetul Muhammed, fiind cel mai mic, l-a lăsat responsabil de lucrurile lor. Pentru că ei plecau cu produse din Mecca, ce aveau ei pe acolo, se duceau, le vindeau în Damasc și din Damasc aduceau lucruri care nu existau în Mecca. Asta era tijaretul, comerțul pe care îl practicau ei. Trece chiar și în capitolul Ila fi Quraysh, Ila fi Imrahlete Shita, Iwa Saif. Călătorile de iarnă și vară. Călătorile către Yemen și către Damasc. În această călătorie, profetul l-a lăsat responsabil de caravană. Adică au spus, tu rămâi aici și păzește-ne lucrurile, cămilele, celelalte bunuri pe care le aveau. Și toți adulții s-au dus să servească masa împreună cu acest călugăr care i-a invitat. La care călugărul i-a întrebat, ați venit toți? Și a spus, da. A spus, nu, n-ați venit toți. Mai e cineva care a rămas înapoi, sigur. A spus, nu, toți am venit, s-au uitat de jur împrejur, da, suntem toți. Nu, a spus călugărul. Nu a rămas nimeni la caravană. Și a spus, l-am lăsat pe un copil mic acolo. Păi ce, aduceți-l și pe el atunci? Eu, din cauza lui, datorită lui, v-am invitat la masă. Și au rămas uimiți, au întrebat cum așa. Mă rog, discuțiile au spus că am văzut un nor pe cer cum vă umbrea în călătoria voastră și de aceea v-am invitat, dar toți ați venit aici, norul a rămas să umbrească caravana. Și atunci l-au chemat, l-au adus și pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la care el a întrebat călugărul cine este el, cine este tatăl lui și a spus unchiul profetului, eu sunt tatăl lui. A spus nu, el nu ar trebui să aibă tată. A spus cum? Zice, el nu ar trebui să aibă tată. A spus atunci, de fapt a spus, eu sunt unchiul lui, dar eu sunt în tutorele lui, sunt ca tatăl lui. A spus acum da. Apoi a mai întrebat despre el, despre familia lui, despre... Și la un moment dat i-a dezvelit spatele profetului și a văzut și semnul profeției. Avea profetul pe spate un semn al profeției, a văzut și acest semn al profeției și i-a spus unchiului profetului, conform unor relatări cum a spus, nu te duce cu el în Damasc. Întoarce-te cu el înapoi în Mecca, pentru că acest copil va avea o reputație când va crește. El este așteptat de oamenii cărții, iar a auzi evreii că este el cel ales, ultimul ales, atunci îl vor omoră, așa cum a făcut-o și înainte. Și conform relatărilor, unchiul profetului s-a speriat și l-a întors înapoi în Mecca, nu a mai venit cu el în Damasc. Asta este prima întâmplare sau prima întâlnire a profetului sallallahu alaihi wasallam cu acest călugăr. A doua întâlnire a fost la vârsta de, după 20 de ani, cum bine știm cu toții, cei care au studiat viața profetului știu, profetul Muhammed în tinețe a lucrat ca pastor, mai târziu în copilărie a lucrat, în tinerețe, când era în putere, una dintre doamnele din Mecca, care a văzut că e un tânăr, care e de încredere, a văzut că e
inteligent, are toate calitățile pe care ar trebui să le aibă un om în care să ai încredere, l-a ales pe el să fie el cel care conduce caravana ei către Damasc. Pentru că aceste caravane comerciale tot timpul erau non-stop, lucrau pe această rută, Damasc-Mecca. Ea era o comerciantă bogată, foarte renumită în Mecca, avea multă avere și ea întotdeauna practica acest lucru. Deci închiria oameni sau îi plătea, se asocia cu ei, le dădea marfa, ei se duceau, ea fiind femeie nu ieșea, ei se duceau în Damasc, vindeau ce i-a dat ea, cumpărau ce i-a cerut, veneau și vindeau în Mecca și câștigau astfel bani. Dar marea problemă era să găsesc oameni de încredere și ea era în căutarea unui om de încredere pe care, sau această căutare a găsit-o la profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, încă la vârsta de pe la 20 de ani. Încă nu era ales ca profet. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Profetul a acceptat și a plecat într-o călătorie. S-a dus în Damasc, a vândut ce i-a dat Hadige și s-a întors înapoi cu marfă. S-a întors, a luat din Damasc marfă și a avut un profit foarte, foarte mare. De 2-3 ori mai mare decât se aștepta Hadige. Și de aici a pornit și pasul căsniciei. De aici Hatice i-a plăcut de el, a văzut că e un tânăr isteț și descurcăreț și inteligent și toate calitățile pe care ar trebui să le aibă, cum a spus, un om pe care să te bazezi. Și ea a venit și cu ideea să se căsătorească cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La 25 de ani, la vârstă de 25 de ani, s-a consumat căsătoria, iar în aceasta nu vorbim despre viața profetului, am vorbit despre întâmplarea aceasta, a doua întâlnire pe care a avut-o profetul cu călugărul a fost la această călătorie. Sau a doua posibilitate în care profetul să fie intrat în contact cu creștinii a fost în această călătorie. Profetul Muhammed în această călătorie era responsabil de toți oamenii și de toată marfa care o avea cu el. S-a dus, a vândut marfa, a cumpărat în locul ei marfă și s-a întors înapoi în Mecca și cu un profit dublu sau triplu față de ce se aștepta Hadige. De ce spun toate acestea? Pentru că este vorba de responsabilitatea pe care o avea profetul în această călătorie scurtă și imposibilitatea de a lua învățături sau Coranul de la acest călugăr. Acum am explicat contactele care le-a avut profetul Muhammed cu creștinii sau posibilele contacte. Înainte de a discuta despre esența Coranului, ne gândim acum, de punct de vedere logic, un copil la 12 ani care nu știa să scrie, să citească, avea posibilitatea să ia informație în câteva ore pe care le-a petrecut împreună cu toți adulții care erau în caravană, împreună cu unchiul lui, cu acest călugăr, a avut posibilitatea oare să ia informație pe care să o transcrie mai târziu în 600 de pagini? Sau a avut oare profetul, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, la vârsta de 20 și ceva de ani, să adune aceste informații, să scrie Coranul în termenul acesta scurt? Deci, din punct de vedere logic, este ceva imposibil. Acum venim la natura profetului. Profetul nu știa să scrie, nu știa să citească. Nu știa să scrie, nu știa să citească. Iar cu toate că poezia era foarte, foarte răspândită în peninsula arabă, profetul nu a fost recunoscut ca fiind poet. Și nici nu se potrivea ca el să fie profet, așa cum spune și Coranul. Conform Coranului, în capitolul Sura Yasin, în Sura Yasin trece foarte clar că nici nu se pune la îndoială faptul că profetul a fost poet și nici nu merita profetul. Adică nu era poet profetul, pentru că el era profet. Iar profetul are un statut mult mai înalt decât al poetului. Deci profetul nu a avut preocuparea de a scrie poezie, de a transmite mai departe poezie. Deci două întâlniri, două, trei posibilități. Întâlniri foarte scurte, ca perioadă de timp,
Vorbim de ore, probabil, prima întâlnire, a doua întâlnire, nu știm dacă a durat, dacă, cât a durat, dacă a avut loc. Sau să intre în contact în aceste călătorii profetul cu creștinii din Damasc. În prima călătorie a spus că s-a întors oricum, nu a continuat drumul până în Damasc. A doua călătorie, chiar dacă a continuat, era preocupat, avea atâtea responsabilități pe cap, nu avea timp între aceste responsabilități să se ocupe și de celelalte. Iar faptul că profetul, prin natura lui, nu știa să scrie, să citească. Acum, venim la un alt aspect foarte important. În perioada vieții profetului, noi știm că toți mecanii, cei mai de seamă mecani, au venit și au scormonit în viața profetului, în modul de viață al profetului, în privința celor din jurul profetului, să vadă cumva există vreo portiță prin care îl pot acuza pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam de neloialitate față de mesajul care îl transmite, de sursa de la care a obținut profetul Muhammad aceste informații. Acum auzi în ziua de azi, Muhammad a scris el cartea, Muhammad a luat de la nu știu cine, a luat de la creștini, a luat de la evrei, oamenii aruncă fel de fel de acuze la adresa profetului. Oameni buni, au fost cei din Quraysh, cei mai de seamă, cei mai deștepți, cei mai inteligenți, cei mai buni cunoscători a Quraishului. Au venit toți la oaltă și au încercat să caute nodul în papură, cum s-ar zice. Ca într-un fel să rezolve problema profetului Muhammad, ca într-un fel să scape de profetul Muhammad, să-l acuze. Au adus cei mai inteligenți dintre arabi. I-au adus, i-au plătit pe cei mai deștepți, pe cei mai mari poeți dintre arabi să stea cu profetul Muhammad. Cumva poate reușesc să-i prindă slăbiciunea, să vadă, să demonstreze tuturor că el de fapt este un... nu este profet, că de fapt el este altceva în afară de profet. Și l-au adus pe poet, l-au adus pe inteligent, pe diplomaților, tot ce aveau ei. Elita cea mai de seama lor, au adus-o pentru a căuta cumva să rezolve problema cu profetul Muhammad. Nici unul dintre toți acei dușmani ai profetului, din timpul său, din viața lui, care îl cunoșteau foarte bine, care încercau să găsească orice nod în papură, ba mai mult de atât, care încercau să-l acuze de orice pentru a-i distruge reputația profetului. I-au spus vrăjitor. I-au spus poet, știau că nu-i poet. I-au spus vrăjitor, știau că nu-i vrăjitor. I-au spus ce alte acuzații au primit profetul. I-au spus că e vrăjitor, că este poet, că e cheahin, că e ghicitor, că ghicește, că știe, mă rog. Au încercat să găsească căi, dar nimeni nu i-a spus, de exemplu, că el a preluat Coranul de la creștini sau evrei. Dacă exista această suspiciune, această posibilitate de 1%, fiți convins 100% că dușmanii din Mecca nu lăsau pe profet fără să nu comenteze acest aspect. Și nu au făcut-o. Ies în ziua de azi și le acuză că a luat de la creștini sau de la evrei sau nu mai știu de la cine. Din potrivă, cei din Mecca s-au dus la evrei, au intrat în contact cu evrei și au luat de la ei informații. Au spus cum putem să-l facem de râs pe Muhammad. Facea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui. Și au spus evrei, întrebați despre trei lucruri, întrebați despre lucrul acesta și dacă răspunde așa înseamnă că e mincinos și așa mai departe. Au venit și l-au întrebat și au primit și răspunsul după o perioadă lungă de timp și au văzut, deci într-adevăr, că profetul, exact cum a spus evrei, dacă spune lucrurile acestea înseamnă că e profet, dacă nu înseamnă că e mincinos, deci nu au reușit, cu toate că au apelat și la evrei. Deci, vedem cum, din punct de vedere istoric, ne întoarcem în viața profetului, posibilitatea întâlnirii profetului cu lumea creștină, cu evrei în Mecca, este foarte mică. Iar se știe că profetul nu a ieșit în afara orașului decât în două călătorii despre care am vorbit. Mai târziu în Medina, profetul a intrat în contact cu evrei. A făcut cunoștință cu evrei. Într-adevăr, în Medina erau triburi de evrei, trăiau acolo mai multe triburi și practicau credința și acolo profetul sallallahu alaihi wasallam a intrat în contact cu evrei, dar a intrat în contact cu evrei după 13 ani în care el s-a propovăduit mesajul. După 13 ani în care
în perioada din Mecca, mesajul care îl primea de la Allah, de la Creatorul său, era transmis oamenilor. Și de aceea cei care au trăit în timpul profetului știau că nu scrie, nu știe să scrie, să citească. Ei n-au scris, n-au zis că profetul a scris carte. I-au spus, e poet. De aceea când l-au adus pe unul dintre cei mai mari poeți și gânditori arabi, unul, doi dintre ei, a s-a dus, a stat, a discutat cu profetul Muhammed. El venea și spunea cele mai puternice poezii pe care, sau cele mai elocvente poezii pe care le memorase. Le-a citit profetului Muhammed. Și când profetul Muhammed l-a întrebat, ai terminat? Da. Atunci îmi dai și mie voie să vorbesc? Da. Și atunci a început să le cite din Coran. S-a întors omul cu o altă față care a plecat. S-a întors, nu știu, gălbenit. L-au întrebat cei din Curești, din start au înțeles ce a plecat, s-a întors cu o altă față. Nu mai e același om care a plecat. Și l-au întrebat ce s-a întâmplat. Și asta s-a gândit ce să spun, că e vrăjitor, că e poet, că e nu știu ce. Deci omul nu a reușit. Și le-a spus, mă, oameni, lăsați-l. Lăsați-l pe Muhammed. Pe cine trimiteau la profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam, spunea, lăsați-l în pace. Acest om are o reputație. Wallahi, am văzut poeți, nu este poet. Am văzut vrăjitor, nu este vrăjitor. Am văzut ghicitor și nu este, nu face parte din aceste categorii. Și spune, noi știm poezia. De la A la Z, tot ce ține de poezie. Ceea ce recită el nu este poezie. Și chiar Coranul, cei care știu limba arabă, știu foarte bine că nu poate fi încadrat în niciuna dintre... Să zici că e proză, nu e proză. Să zici că e poezie, nu e poezie. Să zici că e povestire, nu e povestire. Dar are din câte toate câte ceva. Și de aceea, cei din Mecca, care cunoșteau foarte bine pe profetul Muhammed și dacă aveau posibilitate să-l acuze de ceva, nu neglijau acea posibilitate, nu ratau acea posibilitate, niciunul dintre ei nu a spus că a preluat mesajele de la oamenii cărții creștini sau evrei. Acum venim și discutăm despre esența Coranului. Când deschidem Coranul și citim, vedem că sunt foarte multe puncte comune între Coran și cărțile precedente. Coranul ne vorbește de profetul Moise, Musa a.s. Coranul ne vorbește de profetul Isa, Isa a.s. Coranul ne vorbește de ceilalți profeți. Ne vorbește de ceilalți profeți. Acum, de unde a luat profetul aceste informații? A spus din start că sursa Coranului este Allah. Este Dumnezeu. Același Dumnezeu care a trimis mesajul și lui Moise, și lui Isa, și lui Daud, și celorlalți profeți de dinainte. Odată ce sursa este unică, nu este logic, nu este logic că acest Coran să aibă foarte multe puncte în comun cu celelalte cărți, pe care tot Dumnezeu le-a trimis omenirii. Pornind de la Dumnezeu cartea, fie toate mesajele de dinainte au vrând nevrând puncte comune. Acum, când venim și comparăm, vedem și o diferență între aceste. Coranul niciodată n-a venit să intre în detalii. Nu a venit cu detalii. Coranul, ba chiar la multe informații care sunt comune între Coran și celelalte cărți, vedem că sunt puncte comune, dar în același timp vedem că sunt și mari diferențe. Vedem că Coranul are o personalitate aparte. Are și puncte comune, dar are și multe diferențe. Vedem, Coranul vorbește și despre oameni, și despre cer, și despre natură, și despre pământ, și despre stele, și despre oceane, și despre tot. Deci este universalitatea mesajului, găsim foarte clar în versetele și în capitolele Coranului. În același Coran, dacă era profetul Muhammed cel care a scris Coranul, a preluat unele informații de la creștini, de la evrei, și a scris el Coranul. Vedem că în unele versete din Coran, profetul a fost tras la răspundere de Allah. Acum e logic ca cineva să scrie o carte în care să se certe pe el? 2. Sunt multe versete care spun, Qul, spune. Acum dacă profetul Muhammed scria, dacă era el scriitor, de ce să-și spună Qul? De ce să spună spune? O Muhammad. Scria, nu? Direct. Profetul Muhammad, dacă el este cel care a scris Coranul, dacă este, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, dacă este el cel care a scris Coranul,
De ce să contrazică povestirile legate de viața profeților? Deci sunt lucruri în Coran care nu le poate ști decât dacă era în contact cu oamenii cărții și dacă le scria, trebuia să le scrie în același context în care au vorbit și cărțile de dinainte despre povestirile acestor profeți. Cum vedem, diferențe foarte mari. 2. Găsim în Coran povestiri despre profeți pe care nu le găsim în celelalte cărți. Sau menționarea unor profeți care nu au fost menționați, de exemplu. De unde au luat aceste informații? Și multe alte întrebări la care nu le găsim răspuns. De exemplu, întâmplări în viața profetului. Dacă era el cel care scria cartea, Coranul. Dacă el avea creionul în mână. Da? Atunci când a fost acuzată soția lui de adulter, de ce a așteptat profetul Muhammad 40 de zile și după 40 de zile a venit mesajul de la Allah și a spus că soția ta este pură, este curată. Nu era logica în seara aia să stea aia, să gândească și să scrie el și să zică a doua zi, sunteți niște mincinoși, uitați, a venit revelația că soția mea este pură, este curată. De ce a trebuit să aștepte 40 de zile? Și fără îndoială, multe alte astfel de argumente foarte, foarte clare. Timpul nu ne permite să le dezbatem despre Coran sau un Coran despre faptul că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam este imposibil să fie cel care a scris el cu mâna lui Coranul. Iar faptul că în Coran și celelalte cărți, Evanghelie, Biblia, Noul Testament, Vechiul Testament, sunt lucruri în comun, a spus că este ceva foarte normal, deoarece toate au o sursă comună. Sursa lor este Creatorul, Allah, Dumnezeu. El este cel care a trimis toate aceste mesaje. De aceea am spus de la început, sunt unele principii de bază în care noi, musulmanii, credem și le practicăm. Și a spus credința în toate cărțile și paginile pe care le-a trimis Allah oamenilor. Bineînțeles că dacă e să intrăm în detalii în viața Coranului și despre comparare între Coran și Biblie, trebuie să discutăm foarte, foarte mult. Multe, multe versete în care se face referire la acest aspect. Pe lângă faptul că, de exemplu, Coranul vorbește foarte clar de celelalte mesaje care au fost denaturate. Dacă eu mă inspir din ceva și după aceea spun că acel lucru e denaturat, un autor nu poate face acest lucru. Că au fost schimbate informațiile, că nu mai știu ce, și în afară de acestea, fără îndoială, atunci când un autor scrie o carte, pentru cunoscători de limba arabă, cei care citesc Coranul, de exemplu, în arabă, își dau seama că aici nu este mâna omului. Nu este lucrarea omului. Nu este lucrarea omului. Pentru că aici vedem și lucruri care țin de neștiut, de ghaib. Acele lucruri nu le poate inventa cineva. Nu le poate inventa cineva decât dacă primește revelația de la Allah. Cum va veni sfârșitul lumii. Ba chiar și unele miracole lumești. Despre crearea omului vorbește Coranul. Despre fazele prin care trece embrionul. Noi vorbim de acum 1400 de ani. În ziua de azi e foarte ușor să vorbim despre fazele embrionului. Dar cum vorbește acum 1400 de ani, neavând tehnologia avansată așa cum este în ziua de azi? Cum poți vorbi despre ceruri, despre straturi, despre planete, când tu nu ai posibilitatea pe care o ai azi? Cum poți să vorbești de marea despicată și așa mai departe? De apele care nu se amestecă? Vorbim în ziua de azi. Cum poți să vorbești de steaua pulsar, acum 1400 de ani, pe care abia știința modernă abia acum a descoperit-o? Și multe alte miracole care sunt descoperite astăzi. Deci un om, cât ar fi el de înțelept, nu ar reuși să vină cu toate aceste lucruri decât în situația în care ar avea tehnologia avansată astfel încât să vină cu aceste, cum este în ziua de azi, nu? Vin unii savanți cu anumite descoperiri legate de natură, legate de mare, de pești, de oceane, de stele și așa mai departe și vin, le prezintă cu argumente, cu poze, cu filmări, cu nu mai știu ce. E, gândiți-vă că profetul Muhammad nu a avut aceste posibilități acum 1400 de ani. Și cu toate acestea vin cu unele lucruri și sunt convins că vor urma multe alte
lucruri pe care știința le va descoperi acum, despre care a vorbit profetul acum 1400 de ani. Și de aceea, sursa Coranului, cum a spus, este Dumnezeu. Punctele comune dintre profeți și mesajele lor sunt lucruri normale, pentru că vin de la aceeași sursă. Cum spune și profetul însuși într-o relatare, când spune noi profeții, vorbind de toți profeții, avem o sursă comună, adică Creatorul care este Allah. Și avem legislații diferite, ceea ce numim Sharia, nu? Sharia. Legislații diferite. De la profet la profet s-au schimbat. Principiile generale rămân stabile, dar sunt unele detalii legate de principii care se schimbă de la o generație la alta. Nu? În timpul profetului Moise, legislația era diferită. În timpul profetului Iisus s-a mai schimbat un pic, s-au adaptat, s-au stricat, s-au anulat unele lucruri, vorbind de legislația, sursa autentică. Iar în timpul profetului Muhammed vedem că a venit, a acceptat unele lucruri pe care le practicau și existau în ceea ce numim oamenii cărți, adică creștini și evrei, și a venit cu unele lucruri, alaikum salam, rahmetullah, pe care le-a schimbat, le-a modificat, le-a adaptat, le-a perfecționat, să spunem, în funcție de cerințele timpului, locului. Să nu uităm că ultimul mesaj pe care l-a trimis Allah este unul universal, adică până ziua de apoi nu va veni alt mesaj. Și acest mesaj era nevoie să aibă o flexibilitate încât să-i ofere posibilitatea de a fi practicată peste tot, de către toți oamenii, indiferent de pregătirea lor. Indiferent că vorbim de un beduin care trăiește în deșert sau vorbim de un om care trăiește, știu eu, în zgârie nori, în palate, în hoteluri de 5 stele, 6 stele, 7, 10 stele și așa mai departe. Indiferent de om, indiferent de loc, indiferent de timp, acest mesaj trebuie să fie practicabil. Și această practicabilitate o câștigă prin flexibilitate. Principiile sunt stabile, ramurile sunt flexibile. Adică pot fi adaptate în orice situație și de către orice persoană. Rămânând sursa sau principiile generale neschimbate, așa cum a spus-o profetul Muhammed, fiecare profet, toți profeții avem, alaikum salam, rahmetullah, avem o credință unică, dar legislațiile noastre care le-am primit sunt diferite. Și acest lucru este foarte clar scris și în Coran, ba chiar în viața lor, în timp ce trăiau unele popoare, au primit mesaj și a fost adaptat acest mesaj în timpul vieții lor. Nu veneau profeții și ziceau, ați făcut până acum așa, schimbați așa. Pentru că erau vorba de o educație. Celelalte mesaje, din câte ne spune Coranul și câte am văzut în tradiția profetului, profeții le-au primit întregi, complete. S-a dus Moise și a primit, da? S-a dus să întâlnească cu Dumnezeu și a primit mesajul, pergamentele. Pe când profetul Muhammed a primit mesajul în de-a lungul a 23 de ani. Pe parcursul a 23 de ani a fost revelat Coranul. Profetul sallallahu alaihi wasallam n-a primit Coranul cu o carte în mână, poftim ia Coranul și transmite mesajul oamenilor. De aceea, sursa Coranului este Allah. Inspirația de care se vorbește că a avut-o profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fost revelația. Nu a avut profetul altă inspirație. Ba chiar el, vedem că nu a intervenit niciodată să spună Coranul spune așa, sau eu spun așa, sau în privința unor versete. El a așteptat întotdeauna să primească mesajul. Când au venit evrei și l-au întrebat despre anumite lucruri, ce a știut a răspuns, ce n-a știut a așteptat. După o perioadă lungă de timp a fost revelat versetul. A fost perioada în care revelația s-a întrerupt. O perioadă lungă de timp s-a întrerupt revelația, iar profetul Muhammed a primit revelația după nu știu cât timp. La fel cum s-a întâmplat cu Aisha, când soția profetului a fost acuzată de adulter. De ce să aștepte 40 de zile? Putea să inventeze el peste noapte versetul sau chiar pe loc și să scape basma curată. Și tot
toate aceste întâmplări, ba chiar de multe ori, veneau companionii și îl întrebau pe profet. Trece și în Coran foarte mult. Este lunec, este ftunec. El este lunec anil înfal, de exemplu. Cul il înfalul illa. El aștepta mesajul. Întreba despre prăzile de război, nu avea răspuns și venea mesajul de la Allah. Cul, spune-le. Spune tu, Muhammad, spune-le lor. Și venea răspunsul. Yes'alunaka 'anil ruh, te întreabă despre ruh. Qul, spune. El dacă scria, zice, yes'alunaka 'anil ruh, ar-ruhu kutare. Și începea. De ce îți mai zică qul, spune? Dar cu toate acestea, aceste cuvinte, prepoziții, toate au rămas, până și litere, au rămas nemodificate în Coran. Așa cum era acum 1400 de ani, așa este și acum. Având în vedere toate aceste aspecte, având în vedere toate aceste dezbateri, să spunem așa, sau idei pe care le-am prezentat, cu toate că putem intra în mai multe detalii, eu aș vrea să mă opresc aici. Dacă mai aveți ceva, întrebări, poate aveți alte întrebări decât cele la care am încercat eu să răspund, pentru că am încercat să răspund la modul general, ca cel care ascultă să mediteze, să gândească asupra acestor răspunsuri pe care le-am dat și în umbra lor, într-adevăr, să trăiască realitatea pe care a trăit-o profetul Muhammad, pentru că atunci când vorbești la adresa profetului Muhammad, trebuie neapărat să te întorci în timp, să vezi cum era timpul. Ca așa, dacă întreb în ziua de azi, e foarte ușor, zice, avea telefon și îl suna pe X, pe Y, știa că sunt oameni pregătiți pe savanți, avea în jurul lui consilier și îl întreba pe fiecare și dădea răspuns și scria. Nu era așa. Ba chiar unul dintre motivele pentru care profetul Muhammad, spun savanți, înțelepciuni, a fost ales dintre arabi, era faptul că arabii erau departe de civilizație, deci nu exista, nu era o civilizație dezvoltată acolo, nu aveau filozofi, nu aveau științe, nu aveau cărți scrise, în perioada în care a fost trimis profetul, a fost trimis către oameni simpli, care nu au intrat în contact cu fel de fel de ideologii, oameni care încă își păstrau naturalețea, firea, pentru că ei erau oamenii deșertului, trăiau în deșert, trăiau în zone izolate. Erau pregătiți, nu aveau alte atracții lumești. Da? Nu erau atrași de, știu eu cum e generația de ziua de azi, să se ducă la mall, să se ducă nu mai știu unde, să-și ia nu știu ce mașină, să-și construiască nu știu ce casă, să schimbe telefonul. Să... Nu aveau prea multe atracții și de aceea aveau mintea liberă. Deci erau calculatoare pregătite să absorbă informația pe care o primea de la profetul Muhammad. Și asta a fost unul dintre motivele înțelepciunii pentru care ultimul profet a fost ales de către ei și în același timp era o provocare pentru lumi. Uitați, acești arabi la care nu a avut acces sau nu nicio religie, ideologie nu a reușit să pătrundă, să penetreze gândirea omului deșertului, să spunem așa, a venit profetul Muhammad și în scurt timp a reușit să facă dintre acești beduini, oamenii deșertului, o civilizație. Să clădească pe baza acestor oameni și pe străduința lor să pună bazele unei civilizații care în ziua de azi a reușit să pătrundă în orice casă. Fiecare a auzit despre Islam. Bine, cu bine, cu rele, mă rog, asta e partea a doua, dar vedem că în termen scurt profetul Muhammad a reușit să ia pe acești conducători de cămile, să-i facă conducători de armate, conducători de state, conducători de idei, ideologii și așa mai departe. A pus bazele unei societăți prin mesajul care l-a primit de la Allah subhanahu wa ta'ala. Dacă mai aveți alte întrebări sau ceva neclar legat de tema de astăzi, cum am spus, intrăm în multe detalii, se poate să intrăm, dar timpul nu ne permite să vorbim toate aceste detalii în atât în timpul acesta restrâns scurt. Dacă aveți întrebări, aștept întrebările și să căutăm împreună un răspuns la acestea, inshallah.
În trecut, nu știu, n-am văzut nicio întrebare. Nu știu dacă există. Apar mesajele foarte scurt. Dacă sunt întrebări sau ceva neclar. Dacă nu, ne oprim aici și continuăm la o altă întâlnire în cazul în care există nelămuriri. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai vreau să fac o referire. În Coran, găsim însuși argumente logice pe care le prezintă Dumnezeu în Coran, în versetele din Coran, în care anulează pur și simplu acuzațiile care au fost adresate profetului în viața lui. Când au spus unii, de exemplu, cum Abu Suhaib al-Rumi, că el este cel care l-a învățat pe profet. Și spune Coranul cum să-l învețe pe el un nearab, adică nevorbitor de limbă, necunoscător al limbii arabe, în timp ce voi vedeți foarte clar că Coranul este revelat într-o arabă pură, limpede. Aceasta este carte care are o într-o limbă arabă pură. Și cum se poate ca un nearab să-l învețe sau să scrie unui arab o carte sau mesajul într-un mod atât de clar. Ok. Atunci ne oprim aici și ne vedem la o altă întâlnire. Văd că nu sunt întrebări. Nu e nimic neclar, probabil, sau nu sunt întrebări. Dacă intervine ceva, discutăm la o altă întâlnire, inshallah. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și inshallah ne vedem la o altă lecție deschisă cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.